Salutare tuturor de la Iași, dintr-o zi absolut superbă, vă salutăm și vă transmitem numai gânduri bune. Suntem în direct pe TVR3, TVR Iași, și dacă aveți la îndemână un laptop, de ce nu telefonul, suntem de găsit și pe media.tvriași.ro sau pe pagina noastră de Facebook TVR Iași. Bine ați venit la Regiunea în Obiectiv. Spuneam că suntem în capitala Moldovei și atunci vorbim despre lucruri interesante care să intereseze pe ieșeni, dar nu numai, pentru că în emisiunea de astăzi vorbim despre sănătate, vorbim despre idei de afaceri care se bazează pe această minunăție, sănătatea omului și pe natural. Invitata mea de astăzi, o antreprenoare absolut fermecătoare, vă va povesti din viața ei despre felul în care a reușit să pornească o afacere gândindu-se doar la sănătatea propriei familii. Avem invitație special și prin Skype, apoi o lansare de carte pe final de emisiune și, bineînțeles, să transmitem gândurile noastre și toate subiectele astea interesante în toată țara, pentru că, spuneam, suntem în direct pe TVR3. O salut până una alta pe Alina Chelaru, farmacist naturopat. Bine ai venit, Alina, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Știu că povestea ta este una foarte interesantă, eu o cunosc tare bine, dar cu generozitate vreau să le-o prezentăm și telespectatorilor TVR3, pentru că este poate în fiecare dintre noi câte un vis. Fiecare dintre noi avem câte o idee pe care, dacă am avea curajul să o exploatăm, să o dezvoltăm, cine știe cum, într-o bună zi am putea să și trăim de pe ideea visului și a plăcerii noastre, nu? Așa s-a întâmplat în cazul tău. Ai dorit să trăiești sănătos împreună cu familia ta, să ai o viață curată, naturală, simplă și, în cele din urmă, ai ajutat să înveți și pe alții să facă asta. Hai să vedem de unde a pornit ideea ta de a face bine tuturor. Mulțumesc. Povestea este un pic mai îndelungată, în sensul că cu toții ne dorim să facem în viața asta misiunea noastră, doar că nu o putem defini încă de la începutul vieții, și atunci, treptat, încercăm diverse variante. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în momentul ăsta simt că sunt pe drumul pe care mi l-a așezat în cale și, într-adevăr, ceea ce fac este misiunea vieții mele, doar că povestea a început, cred că din copilărie, când fiind crescută la bunici și am stat la țară până la vârsta de 7 ani, am intrat în contact cu natura și tot ce a însemnat asta. Am fost binecuvântată cu bunici care au muncit pământul cu drag și mi-au insuflat lucrul ăsta și mie. Și am mers alături de ei la tot ce însemna muncile agricole. Și acolo am luat contact cu agricultura, dar tot în copilărie am luat contact și cu tratamentele băbești. Adică cu cartofii puși la gât, cu ceapa tăiată în patru la capul patului. Exact. Lucruri pe care am ajuns zeci de ani mai târziu să le practic copiilor mei. Asta în condiții. Nu oricum, ci după ce ai studiat foarte mult și lucrurile acestea. Exact. Care a fost declicul pentru care tu ai dorit să înființezi o farmacie a pământului, un spațiu în care orice om, orice ieșean, pentru că, iată, tu ești aici în Iași și le oferi produse naturale și adevărate ieșenilor, cum te-ai gândit tu să aduni într-un astfel de loc tot ceea ce e mai bun pentru sănătatea omului, atât emoțională, trebuie spus, cât și fizică? Cred că ideea de afacere a apărut după ce a luat naștere curiozitatea pentru partea asta de a trăi cât mai simplu, natural și în acord cu natura. În sensul că fiecare din cei doi copii ai mei a venit cu un dar pentru mine. Dacă la primul copil, la Filip, aveam dorința de a cunoaște mai mult mediul și cum să trăiești în armonie cu mediul, și pentru asta am făcut ceva studii de Feng Shui și tot ce înseamnă partea de analiza destinului din punct de vedere Feng Shui. La cel de-al doilea copil, la Felix, curiozitatea s-a dus pe partea de sănătate. Și asta, pentru că așa le așează soarta, cu Felix am avut o mică problemă de sănătate când el a împlinit 10 luni. Și mulțumesc celor care s-au ocupat de sănătatea lui, că au rezolvat-o foarte frumos, dar a fost primul semn de întrebare cum aș putea să nu mai ajung într-o situație similară. Și curiozitatea mea născută m-a făcut să caut. Să caut întrebări, să caut răspunsuri, să caut mentori, atât în cărți, în internet, peste tot.
Și am pornit întâi din partea de alimentație, pentru că Felix la 10 luni mânca pâine cu amândouă mâinile. Deci mânca foarte multă pâine de aia pufoasă. Și tot studiind ce înseamnă susținerea corpului natural, mi-am dat seama că pâinea care este făcută pe repede înainte, nici nu hrănește corpul, dar din contră, conferă în timp anumite probleme de sănătate. Și așa am început să fac întâi pâine cu maia. Autodidact. M-am documentat, mi-am cumpărat o moară mică de apartament, inclusiv grăunțe bio de grâu. Deci am fost atât de obsesiv să fie totul bine, încât am trecut și prin aceste etape. Și am început să fac pâine cu maia, super delicioasă, super gustoasă, să spun în stânga, să spun în dreapta. Au început cunoscuții să ceară, să guste, să le placă și am făcut din ce în ce mai multă. Și ai început să vinzi, ai făcut primul pas în a transforma, cum spui tu, obsesia ta pentru sănătate într-o afacere, nu? Așa au venit primii bănuți. Da, în condițiile în care eu lucram deja, în condițiile în care lucram în mediul moleculelor chimice. Eu fiind farmacist, am lucrat în ultimii 16 ani în industria medicamentului. Dar, în același timp, mi-am cultivat, datorită acestei curiozități, și întoarcerea către ceea ce ne oferă natura ca alimentație și ca susținere pentru remedii. Bănuiesc că la un moment dat ai avut un fel de luptă interioară, nu? Jobul tău principal sau jobul pe care te bazai pentru a trăi tu și familia ta, da? Era în industria medicamentului, pe care încet, încet ai început să o critici în sinea ta, înțeleg, nu? Nu neapărat sau să o critic. Sau cum se găsești hibele, cum se spune. Nu neapărat să o critic, pentru că industria chimică și are rolul ei. Ai căutat o alternativă. Da, doar am căutat o alternativă. Ce s-ar potrivi mai mult și mai bine pentru mine, pentru a crește nu doar soluțiile de vindecare, ci și pentru a crește încrederea în propriul corp. Pentru că în momentul în care ai o... Pentru fiecare reacționează diferit, că e vorba de o febră, că e vorba de diaree sau de o boală mai complicată. Și doar o mamă poate să înțeleagă care este starea de spirit atunci când copilașul trece prin oricare din patologii. Ei, eu mi-am dorit să am încrederea asta, că orice ar apărea, pot să găsesc o soluție. Deci, medicina alopată își are rolul ei, medicina naturopată își are rolul ei. Ele împreună fac o echipă foarte bună. Alimentația naturală sprijină corpul, indiferent care e varianta cu care ajuți apoi să reintegrezi. După ce am început să dau pâine sănătoasă, am început să triez din alimentele sintetice și să merg mai mult pe varianta simplă. Atunci am devenit vegan, am scos proteina animală, am scos zahărul, dar trebuia să fac ceva și pe partea de dulciuri, pentru că aveam doi copii care vedeau în jur și care aveau nevoie de dulce. Și așa a apărut Îmi place dulce sănătos, pentru că la început am făcut câțiva biscuiți, bombonele, diverse variante, până când am început să fac torturi ro-vegane. Și azi un tort, mâine un tort, din ce în ce mai colorate, din ce în ce mai apetisante, pentru că trebuie să recunosc, la început m-am uitat după o rețetă, dar ulterior totul a fost creația personală, pentru că am înțeles care este mecanismul prin care toate ingredientele astea naturale pot să ajungă într-o formă aspectoasă, gustoasă și dulce. Și am făcut și din asta un business. Pentru tine, pașii ăștia a făcut mai întâi pâinea, care, știu, ți-a adus și ai povestit deja, ți-a adus foarte mulți oameni aproape. Bănuiesc că acest lucru te-a făcut să-ți dai seama că sunt și alții care au nevoie de ghidaj în lumea asta a traiului sănătos și că e destul de greu în societatea în care trăim, cu atât de multe supermarketuri unde totul e pus la, nu? Pe rafturi, la vedere colorat, ambalat, îți ia ochii și știm prea bine aditivii care dau gustul mai interesant, mai bun, mai sărat, mai... Așa? Și atunci e nevoie de cineva să lupte ca să se întâmple și asta. Și avem pregătite și niște fotografii cu pâinile tale absolut minunate și o să rog pe colegii mei să le arate, pentru că arătau frumos. Îți dădeai seama că e o pâine care îți merge la suflet, în afară de faptul că, ia uite aici, pâine. Și mi-amintesc că acum mulți ani ai venit într-o emisiune la Crăciun în care ne-ai adus pâine de asta vegană și tot felul de pâine cu maia și tot felul de astfel de bunătăți făcute de tine. A început cumva un fel de luptă a ta pentru a promova mâncarea asta sănătoasă și hrana sănătoasă. Cred că mai important e termenul acesta, nu? De hrană. Exact. Nu tot ceea ce mâncăm ne și hrănește. Poate să fie și balast.
dar în schimb tot ceea ce ne hrănește ne susține corpul. Nu a fost neapărat o luptă a mea, cât a fost cu cei din jur, cât a fost dorința mea de a găsi o informație corectă. Pentru că, așa cum spuneai, că suntem bombardați de variante din ce în ce mai apetisante pentru alimentație, tot așa suntem bombardați cu foarte multă informație. Și, de fapt, cred că aici capitulează foarte multe mămici sau foarte mulți din cei care vor să facă o schimbare în alimentație. Nu știu care este varianta corectă și cred că a mânca sănătos este și o chestie complicată. Și atunci, cumva aici am făcut eu declicul și mi-am atras pe cei din jur, povestindu-le cu entuziasm și dându-le să guste din ceea ce făceam eu și învățându-i rețetele simple, spunând că este simplu să mănânci sănătos, cu ingrediente puține și mai ales cu timp puțin. Toate aceste idei le-ai transformat sau precum un bulgăre de zăpadă s-au transformat în timp și au crescut astfel încât astăzi să aduni o multitudine de produse naturale într-o farmacie a pământului, dar ai adus alături de tine și oameni care ei înșiși s-au gândit la asta și fiecare a venit cu un produs al său, un produs natural, nu? Și știu că ai în întreaga țară prieteni de acum, exact, care aduc aici la Iași produse foarte interesante și o avem acum la telefon pe una dintre colaboratoarele tale, care se numește Elena Alexandru. Ea este producător de brânzeturi vegane. Salut, Elena! Noi te salutăm de la Iași. Tu ești la București acum, dar știu că ți-ai fi dorit tare mult să fii alături de noi și mai ales alături de Alina. Vă leagă deja o prietenie, nu? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și mulțumesc, Alina, că te-ai gândit la noi și că suntem unii dintre partenerii cu care, practic, ai crescut și noi am crescut alături de tine. Mulțumim că ai avut încredere în produsele noastre și le-ai adus în Iași. Care e povestea brânzeturilor vegane făcute din caju pe care ai început-o când? Când ai început să scrii povestea asta? Acum câți ani? 2018. La sfârșit de 2017, în 2018 am pornit afacerea. Deci nu de multă vreme. Nu de multă vreme. Și noi, la fel ca și Alina, eram foarte interesați de acest tip de alimentație, da, plant-based. Este o afacere de familie. Eu împreună cu sora mea, mai la foarte scurt timp, fratele meu s-a alăturat echipei. Ana a locuit 17 ani în străinătate și la un moment dat a descoperit un curs, a făcut un curs de brânzeturi vegane din caju. Îmi tot trimitea poze, erau super apetisante, arătau, nu le puteam gusta. Dar am încurajat-o să vină înapoi în România și să pornim această afacere împreună. Și chiar a fost o idee super bună, acum suntem mult mai... E foarte bine că nu mai e departe și putem lucra împreună și clădi ceva. O idee atât de interesantă a reușit să vă aducă împreună, să fiți o echipă, dar și o familie în adevăratul sens al cuvântului. Da. Și ați început să creșteți, spuneam, afacerea asta. Cât este de greu și având în vedere că din 2019, da, ați început, ați prins și anul ăsta minunat 2020, an pandemic. Cum v-ați stabilizat, cum ați crescut în timpul ăsta, ați lăsat lucrurile deoparte? Care a fost strategia voastră? La începutul pandemiei, evident că a fost așa un moment care a înghețat un pic lucrurile, ca toată lumea a fost așa o mică, un moment de... Am oprit un pic lucrurile, după care ne-am dat seama că trebuie să facem ce aveam de făcut. Și practic, muncind și văzându-ne de planul nostru, noi am făcut și un rebranding între timp, am lucrat, ca Alina știe, că fiind de la început împreună, aveam diverse situații, mă rog, pe care trebuia să le rezolvăm. Ca la orice business mic, am prelungit termenele de valabilitate, ne-am ocupat de diverse lucruri care să facă să arate produsul și să fie așa cum trebuie și lucrurile au mers foarte bine. Adică n-am simțit așa, chiar am crescut, a crescut businessul acesta și este un lucru foarte bun. Asta și pentru că oamenii probabil că sunt din ce în ce mai interesați de alimentația sănătoasă și probabil că din ce în ce mai mulți oameni încearcă să reducă
consumul de proteină animală. Crezi că există o comunicare bună între femei în afaceri? Uite, sunteți două tinere care ați pornit la drum cu niște idei foarte interesante și înțeleg că v-ați ajutat una pe alta în a regla unele lucruri care nu funcționau, da? Mai ales, poate Alina avea ceva mai multă experiență, avea câțiva ani în spate deja. Voi ați venit din urmă și înțeleg că v-ați sfătuit. Cred că ăsta e un lucru tare bun, nu? Să te sfătuiești cu cineva și să-ți dea cu sinceritate un feedback. Da. A fost chiar am reușit împreună să rezolvăm tot felul de situații și am găsit de multe ori înțelegere și înțelepciune la Alina și am trecut, ne-am dezvoltat. Noi ne plac tare mult fotografiile pe care ni le-ai trimis și chiar ne fac poftă. Sunt foarte gustoase și știm acum că la Alina găsim astfel de bunătăți. Ce înseamnă să crească o afacere pentru voi, pentru cei trei frați? Cum se transformă lucrurile în perioada asta? Sunteți căutați în țară, pe lângă faptul că aduceți la Iași produse? Unde mai... Suntem în multe locuri. Suntem pe lângă Iași, în Timișoara, în Arad, aproape în toate orașele mari din România, în multe locuri în București. Ați investit în aparatură, în utilaje necesare? Am investit în continuu și încă mai avem de investit. Am crescut organic, ca să zic așa, și tot timpul, ca să ajungi la un alt nivel, trebuie să crești, să investești, să-ți mărești capacitatea de producție. Sunt multe lucruri de făcut, dar eu zic că le luăm pas cu pas și noi fiind aici încercăm... să ne stabilim foarte exact fiecare rolul în această afacere și este bine. Și chiar așa, cum v-ați împărțit rolurile? Tu, ca formare, ești arhitect, da? În această companie, cum, în această firmă, cum funcționezi? Eu mă ocup foarte mult, sunt cumva în zona de dezvoltare și... Mă ocup și de vânzări, puțin a fost o perioadă în care m-am ocupat, am fost mai implicată în partea asta, dar acum ține foarte mult de mine să aleg ce echipamente trebuie să achiziționate, exact ce termene să targetăm, pentru că și asta e important și evident și în alegerea produselor, pentru că vom lansa produse noi. Suntem o echipă, cumva ne completăm, dar pe partea de rețete, de tot ce înseamnă producție și rețete, noi, Ana este șeful, ea are... Deci ea degustă sau cum? Ea degustă sau aveți nevoie de degustător? Că noi toți am putea fi... Noi toți ne-am băgat la treaba asta, dacă ar fi nevoie. Eu cred că... Da, ea este șeful și eu sunt pe partea de dezvoltare. De gândirea unui spațiu nou, trebuie să optimizăm fluxul tehnologic, vrem să creștem și să facem o fabrică, sper că în curând, într-un an, maxim 2, să mărim capacitatea de producție, pentru că este cerere, adică lumea... Sunt foarte mulți oameni care au gustat produsele astea, sunt foarte mulți oameni care nu au nicio legătură, nu sunt neapărat vegani sau nici măcar nu au de gând să devină vegani, dar sunt impresionați pentru că simt că atunci văd că și atunci când degustă își dau seama că nu de multe ori nu faci diferența și că nu este un compromis în ceea ce privește gustul ca să mănânci și sănătos. Asta înseamnă că da, poți să faci alegerea asta sau poți să reduci și consumul de hrană animală, nu? Mulțumesc tare mult, îți doresc mult succes, sper să vă fie bine, să meargă bine și să auzim și de faptul că ați reușit să realizați și fabricuța despre care vorbeai. Mulțumesc tare mult, Elena, te salutăm de la Iași. Nu știu dacă știa Elena sau dacă tu știai că astăzi este Ziua Internațională a Caju tras în ciocolată. Nu, nu știam. Așa că vorbim de caju și la partea de desert. Mă gândeam acum, pentru că spunea Elena, de faptul că lumea e din ce în ce mai atentă la ce mănâncă și că își dorește să găsească alternative sănătoase sau mai ușoare, da, la hrana obișnuită. Consider că suntem
că suntem suficient de educați în a ști să citim o etichetă atunci când mergem în magazin, pentru că și în magazin poate găsim lucruri ok, sănătoase, în supermarketuri, dar nu știm să le alegem. Te-ai confruntat cu astfel de clienți? Ai încercat să-i înveți cum și ce să caute pe eticheta unui produs? Da. În mod sigur, asta fac zi de zi și când vorbea Elena de familie și afacerea mea este o afacere de familie pentru că partenerul meu numărul 1 sau mâna mea dreaptă este Ana, care este cumnata mea. Și dacă la început Ana nu avea informații despre alimentația sănătoasă sau despre alte produse, stând mereu lângă mine și auzindu-mă vorbind cu fiecare client în parte, a furat, ca să zic așa, din toate informațiile astea, iar acum, atât ea cât și eu, consiliem practic fiecare om care intră. Pentru că sunt persoane care intră de curiozitate, trebuie să recunoaștem numele, este de impact, și îi mulțumesc lui Filip, pentru că Filip, băiatul meu cel mare, a fost cu validarea acestui nume. Sunt persoane care intră pentru că își doresc un anumit produs, cum este segmentul acesta de persoane cu intoleranță la lactoză, apropo de alternativa la brânzeturi, sau sunt persoane care nu știu exact ce vor. Pentru toate aceste categorii. Și sunt deschiși la sugestiile tale? Da, da, sunt deschiși, pentru că, într-adevăr, în supermarketuri, acum găsim și raioane specializate pentru produse fără gluten, fără zahăr, dar nu toată lumea știe care din variantele expuse îi se potrivesc cel mai bine. Ori, mai vedem expus foarte la îndemână bio, eco, peste tot scrie aproape și nu știm să facem diferența nici între aceste etichete. Corect. Îți spuneam la începutul emisiunii de curiozitatea mea. Curiozitatea mea m-a făcut să urmez diverse cursuri. Dacă la început am făcut intuitiv pâine cu maia, apoi am fost la vreo 5 cursuri în București, în care am dezvoltat ideea unei pâini și după rețetă atestată. La fel cu torturile vegane. La început am făcut eu, după care am fost iar la cursuri specializate. La fel s-a întâmplat și pe partea de alimentație, pentru că am căutat informația aia de care spuneam că e foarte abundentă în internet și am încercat să o strecor prin niște criterii validate științific. Niște filtre. Exact. Pentru asta am făcut curs de tehnician nutriționist. Ulterior, mi-am dorit să înțeleg care e diferența eco, bio, cum plantăm, care sunt regulile. Și deși am două facultăți în spate, una este farmacia și una este managementul firmei, am vrut să fac a treia, de agricultură. Norocul meu a fost că în momentul în care mă plimbam eu așa curioasă pe holurile de la Facultatea de Agricultură, Dumnezeu mi l-a trimis în cale pe domnul profesor Robu, care mi-a spus, nu trebuie să faci o facultate întreagă, e suficient să faci un master. El a fost ulterior și conducătorul lucrării mele de masterat și astfel am învățat cu acte în regulă diferența între agricultura convențională și agricultura ecologică. Deci, practic, persoanele care vin la noi în magazin sunt consiliate nu doar după informațiile de pe internet, nu doar după ce am auzit după ureche. În spatele tuturor acestor sfaturi sunt sfaturi competente, cu diplomă acreditată. Pentru liniștea oricui, diplomă afișată. Asta e foarte important și cred că e, dacă, uite, Elena în fabrica ei urmează să mai investească în utilaje, în tot felul de aparate și aparatură, tu ai investit în transformarea ta ca specialist în multiple domenii. Și asta cred că e o investiție care, aducându-te în contact cu atât de mulți oameni, ajută mai mult decât orice altceva, nu? Da. Asta este și rolul de la Farmacia Pământului, pentru că, așa cum spuneai la început, hrană sănătoasă și sfat vindecător, este ceea ce definește acest brand personal. Oamenii nu doar vin să își achiziționeze niște bunuri sănătoase. Oamenii vin să primească și informația din spate. Ori informația din spate contează foarte mult, pentru că este oferită, așa cum spuneai și tu, în urma unor cunoștințe vaste. Adică, e parcursul ăsta pe care l-am ales, a venit din necesitate, a venit din curiozitate, dar sunt lucruri care s-au împletit efectiv de la sine. În timp ce făceam cursul de gemoterapie, am aflat de terapia florală Bach, adică terapia emoțiilor. După ce am terminat cele două cursuri, am făcut gemoterapie miasmatică. În paralel a apărut curiozitatea pentru homeopatie. Am mers la Academia de Homeopatie a profesorului Vitulcas din Alonisos. În paralel a apărut
mă rog, toată lumea știe de uleiuri esențiale, dar nu poți să folosești uleiurile esențiale așa după ureche. Farmacist fiind, mi-am dorit să știu partea asta științifică. Chimia deja ți era în... Exact. Iar destinul mi-a servit un curs de aromaterapie științifică după școala franceză. Am făcut și aromaterapie. În paralel a apărut terapia cu polen crud, terapia marină. Dar dedesubt la toate terapiile astea, care de fapt reprezintă o alternativă naturală la medicina convențională, la medicina alopată, se ascunde originea conflictului. Adică orice boală are în spatele ei un conflict emoțional. Asta am învățat eu să fac și asta sunt destul de multe persoane care intră în farmacia pământului și spun, știți, vreau un ceai de păpădie. Și spunem, nu ținem ceaiuri. Și se uită așa, cum adică nu țineți ceaiuri? Și zic, da, dar care e problema? Și spune, știți, păi cu ficatul, păi cu bila. Și atunci eu merg pe emoția din spate. Ce furii aveți ascunse acolo și nu le exprimați? Și fac așa niște ochi, adică ca și cum eu pot să mă transform, să mă duc acasă la ei și să-mi dau seama că ei într-adevăr trăiesc niște conflicte de-astea mocnite în care nu-și pot exprima furia. Nu sunt nici zână, nici clar văzătoare. Pur și simplu, în spatele tuturor lucrurilor ăsta este știință. E pentru că m-am dus pe partea de noua medicină germanică, m-am dus pe partea de recall healing cu profesorul Gilbert Renaud, pe foarte multe alte pe științe ale lumilor subtile, pe cumva toate lucrurile, așa cum spuneam, au venit către mine și m-am dus către ele în același timp. Odată din nevoie personală de a înțelege ce se întâmplă cu corpul meu, cu transformările mele proprii emoționale, cu familia mea și apoi la fiecare om care a intrat în farmacia pământului. Am reușit. Povesteai chiar la început despre plecarea ta spre Feng Shui și trebuie să spunem că și asta a fost la un moment dat și poate dacă e nevoie, poate să și continue o parte de afacere, pentru că ai oferit consiliere persoanelor care și-au ridicat o casă, da, care au început să-și ridice o casă și care voiau să știe exact, nu? Cum vor fi ferestrele, unde vor fi așezate sau unde va fi patul în viitorul dormitor. Și asta ai transformat-o într-o afacere. Da. Asta a fost prima parte de antreprenoriat a mea și la care nu am renunțat, în sensul că e adevărat, cu greu mai dau consultanțe Feng Shui pentru că timpul nu îmi permite, dar pot să consiliez în mare, pentru că într-adevăr fiecare locație are o zonă a sănătății, o zonă a banilor și are o locație nefastă. Pentru că e păcat să-ți faci casa visurilor tale și să pui patul fix în locația ta cea mai nefavorabilă. Nu prea mai ai după aia cum să remediezi. Și atunci partea asta e important de știut de la început. Inclusiv atât magazinul fizic cât și partea de site la aici afacerea mea. Să ajung un lucru la care visai de anul trecut și la care ai fost foarte hotărât în a te implica, a fost lansarea unui site al tău, da, care să facă până la urmă și pe cei din capătul celălalt de țară să îți fie clienți, nu? Mi-am ai dorit asta. Urmărit, da, un drum foarte clar, foarte precis, punctat, ochit, lovit și ai reușit în 2021. Da, mi-am dorit asta cumva din, cred că sfârșit de 2019, dar pentru că sunt foarte multe cursuri la care mi-am dorit să particip, pentru că, așa cum spunea și Elena, business-ul meu a crescut organic. Nu am investit în reclamă, nu am investit în toată partea asta de marketing, care este foarte utilă și foarte necesară, datorită faptului că am preferat să investesc în fondul de marfă. Mi-am căutat mereu clienți noi, mi-am căutat producători locali noi și atunci în partea asta am dus direcția. Dar partea de online este foarte importantă. Și Bob Bârnacu a venit efectiv în 2020, când toată lumea a intrat în online. Și am zis, gata, trebuie să fac ceva. Nici atunci nu m-am mobilizat. Dacă îți poți imagina, abia în 2021, acum în luna martie, am lansat oficial site-ul, pe care, într-adevăr, îl pot accesa clienți de oriunde. Cum a fost 2020 pentru tine? Tu ești un om foarte atent la emoții, la ce se întâmplă. Cu siguranță s-au adunat și în jurul nostru energii, frici foarte multe, pentru că toți am fost înspăimântați de ceea ce ne-a lovit și ne-a schimbat viețile într-un mod absolut incredibil. Ai simțit și tu probabil că lucrurile stau altfel. Cum ai reacționat? Te-ai speriat? Ai mai fost alături de clienții tăi, de pacienții tăi, hai să le spunem așa, unora dintre ei? Cred că 2020 a fost cum a fost pentru toată lumea. Transformator. Pentru că, da, sunt o persoană puternică, sunt curajoasă, sunt vizionară, dar în momentul în care s-a declanșat pandemia, în momentul ăla, o săptămână am picat. Efectiv, m-am speriat.
M-am speriat ca uman, ca mamă, m-am speriat ca antreprenor, mi-am dat voie să-mi trăiesc starea aia de frică și după care, după ce am trăit-o, m-am mobilizat și am zis ok, acum trebuie să facem ceva. Și m-am mobilizat pentru mine, pentru familia mea să-i susțin, m-am mobilizat pentru familia mea mai mare, pentru părinții mei, rudele mele. Trebuia să construiești un câmp, un scut pentru ei, din tot ceea ce știai tu, ca să te protejezi? Ai simțit că poți să faci asta? Da, am simțit că pot să fac asta, pentru că toate transformările care au venit de-a lungul timpului au venit în a mă împuternici pe mine să-mi iau propria mea viață în propriile mâini. Și asta fac zi de zi cu fiecare persoană pe care o văd și reușesc să o consiliez, să încerc să o împuternicez pe persoana respectivă în propria viață. Pentru că dacă fiecare ne dăm seama că soluția stă la noi, atunci frica scade din intensitate. Scăzând frica din intensitate, vin soluțiile, pentru că devine partea creativă mai importantă. În momentul în care creativitatea își spune cuvântul și găsești soluții, cu atât mai mult parcă renaște așa și te găsești variante de creștere. De asta spuneam că a fost transformator 2020. Pentru că după ce am depășit pragul de frică, mi-am dat seama că acum este cel mai bun moment să pot să susțin pe oricine are nevoie de ajutor. Și erau foarte multe persoane care cu asta veneau, cu frică. Ce fac pentru frică? Sfaturile, a merge și a conștientiza de unde vine frica, pentru că 2020 a fost doar un buton pe care s-a apăsat frica. Frica vine mai din spate, pentru fiecare înseamnă altceva. Și mi-a oferit posibilitatea să fac mai mult cunoscută terapia florală Bach, terapia emoțiilor, cu care am susținut foarte mult. Un om de afacere ar spune că o criză trebuie foarte bine folosită, foarte bine, foarte atent utilizată, astfel încât să ai propriile câștiguri, da? Să profiți până la urmă de pe urma unei crize. Tu ai reușit să gândești rece ca un om de afaceri și să te gândești că oferind atâta liniște și consiliere pentru clienții tăi, poți să-ți dezvolți afacerea mai mult în această criză? Te-ai gândit vreodată așa? Nu știu dacă am gândit-o din punct de vedere al afacerii, adică să am strategia asta, că trebuie să consiliez omul, că nu, cred că a fost o chestie așa intuitivă. E partea aia de terapeut din mine, pentru că separat, terapeutul e mai puternic decât afaceristul? Nu știu. Nu știu să spun. Uite, e o întrebare foarte bună. O să mă gândesc serios la asta. Ideea este că dacă la finalul zilei mă uit care sunt încasările sau așa și e ok, am banii ăștia, pot să mai comand alte produse sau pot să aduc un furnizor pe care l-așteptam, era în așteptare, da, e o idee. Dar dacă la finalul zilei e cineva care pleacă de acolo și zice wow, la asta nu m-am gândit, vai ce bine că v-am întâlnit astăzi, aia cred că e mai important, îmi dă o stare mai puternică. Deci atunci câștigă terapeutul și e important. Vreau să ne reîntoarcem și la discuția legată de mentor și de cei care te-au ghidat pe drumul acesta, dar mai întâi vreau să salut pe colega mea, Steliana Orășanu. Ea se află la Muzeul Unirii, alături de colegul nostru, Vasile Arhire, care trăiește astăzi un moment important, lansarea celui de-al doilea volum al cărții Ghiși Cine, revine la cină de data aceasta, un volum de interviuri inspirat din emisiunea Ghiși Cine vine la cine, pe care știu că telespectatorii noștri o urmăresc și pe TVR Iași și pe TVR3, un volum care conține mărturiile unor mentori, până la urmă, dacă tot vorbeam despre asta, ale unor personalități din întreaga țară care au avut și au lucruri importante de spus în țara asta. Salutare, Steliana! Dacă ne auzi, cu siguranță au început să se adune lumea acolo la Muzeul Unirii. Știu că sunt invitați, sunt chiar unii dintre protagoniștii interviurilor semnate de Vasile Arhire la Ghiși Cine vine la cină. Omul, până restabilim legătura, Alina, dacă te gândi la un mentor al tău, primul care îți vine în minte, care ar fi? Unul singur? Unul singur. Malina Ciumașu. Pe partea de homeopatie, da? Nu, e mult mai mult, mai de, mult atât. De atât. Da. Doamna doctor Ciumașu este medic homeopat, dar este formatorul meu pe partea de gemoterapie, terapie cu polen crud, gemoterapie miasmatică. Mi-a deschis canalul ăsta către partea de dezvoltare pe emoții
este persoana care mă susține ca terapeut, este un prieten de nădejde. Terapeutul are și el nevoie de terapeut? Un bun terapeut este un terapeut care a transformat în el emoții, care a crescut trăind diverse patologii. Deci un terapeut care doar știe din cărți nu este un terapeut care poate ajuta pe ceilalți. Și da, eu am trecut prin foarte multe lucruri și mulțumesc celor care au fost lângă mine și tuturor acestor informații care m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Asta e foarte important, că uite ce ușor ajungi la un nume care a fost definitoriu pentru tine. În cartea lui Vasile Arhire însă sunt mai multe nume, spuneam numele unor personalități care au fost invitate la Ghiși cine vine la cine. Ia să vedem dacă ne auzim acum, Steliana. Bună ziua, Laura, bun găsit, doamnelor și domnilor, ne auzim într-adevăr, sunt emoții și cred că e firesc, nici aceste vremuri nu împiedică actul de creație, așa că noi oamenii avem nevoie de povești care să ne inspire, jurnalistul are o misiune față de publicul său și iată că nici pandemia nu îl poate opri să-și atingă țelul și dorințele, de ce nu să împărtășească cu ceilalți din viața aceasta frumoasă pe care o descoperă în oamenii pe care îi întâlnește zi de zi. Alături de mine, așa cum spuneai și tu, Laura, este jurnalistul senior Vasile Arhire, care ne vorbește despre cel de-al doilea volum, Ghici cine revine la cină. Bună ziua! Suntem într-un loc special, Muzeul Unirii din Iași, cu o încărcătură extraordinară, nu întâmplător. Sigur că da, am ales Muzeul Unirii din Iași pentru a lansa astăzi al doilea volum din Ghici cine revine la cină. Un volum, acesta al doilea, ca și primul, inspirat din interviurile pe care le realizez la emisiunea Ghici cine vine la cină. Revine la cină pentru că interviurile sunt revăzute, adăugite, îmbogățite și cu impresii personale legate de diverse momente ale relației cu interlocutorii. Este un volum cu 18 povești de viață, oameni care au trăit la nivelul cel mai înalt al profesiei și pasiunii, personalități ale vieții culturale și științifice ieșene și naționale, unii chiar mai puțin cunoscuți decât ne-am fi așteptat, alții cunoscuți. Oamenii care contribuie la viața pe care o ducem noi astăzi, chiar dacă știm sau nu știm, sunt povești care au marcat existența noastră. Vreau să știu, un jurnalist are și misiunea de a asculta, nu doar de a găsi subiecte. Cum este pentru dumneavoastră tot parcursul acesta dinainte de a descoperi personajul? E o muncă extraordinară, dar e o muncă frumoasă pentru că descoperi, te simți un explorator în viețile acelor viitori interlocutori, cauți, găsești, câteodată parcă simți că nu ai suficiente informații, sigur abordez următorul invitat și porți un dialog, dar nu-i dezvălui întrebările, nu-i dezvălui traseul interviului, pentru că până la urmă trebuie să aibă și el parte de surprize. Nu pregătești așa ceva înainte, încât să fie poate banal la momentul când omul din fața ta primește întrebările. Sunt, spuneam, 18 exemple de viață, cred că aș putea spune, plecând de la medici, de la profesorul pediatru Marin Burlea, care a trecut, din păcate, în eternitate, și la profesor universitar medic cardiovascular Grigore Tinică, la interpreți de muzică ușoară și populară, Alexandru Jula, care și domnia sa a trecut în eternitate, și Sofia Vicoveanca. Avem scriitori de marcă, unul din huș extraordinar, Teodor Codreanu, un eminescolog de excepție, apoi ieșenii noștri, criticul de poezie și de proză Ion Holban, poetul Lucian Vasiliu. Avem de asemenea oameni care au durat în vremurile foarte apropiate zidiri extraordinare, cum este barajul lacului de acumulare de la Stânca Costești. Nu s-ar putea să uit pe vreunul dintre cei 18, academicianul Dan Cristea, o personalitate în lumea informaticii, dar și un autor de romane, de exemplu, premiat la editura
Humanitas. Dar îi lăsăm pe telespectatori să descopere în toate aceste povești minunate din cartea dumneavoastră, dar și din emisiune. Vreau să revenim puțin la faptul că suntem la Muzeul Unirii din Iași. E un moment de suflet, aș spune eu, pentru dumneavoastră. Da, am ales Muzeul Unirii și majoritatea evenimentelor pe care le-am organizat s-au petrecut aici pentru că am o apropiere extraordinară de istoria României, de perioada lui Alexandru Ioan Cuza, de fapt și pe băiatul meu cel mic, cheamă Alexandru, e o apropiere față de modul lui de viață, de modul lui de a iubi oamenii din preajmă. Și poate de aceea am și purces la a transcrie interviurile din emisiunea de televiziune Ghici cine vine la cină, de a le transcrie într-o carte, de a le da și bucuria printului, dacă vreți, pentru că e nevoie să ne apropiem mai mult, chiar în această perioadă, unii de alții. Și cred că e o carte, scuzați-mi lipsa de modestie, pentru toate vârstele. Nu știu dacă e o lipsă de modestie, ci mai degrabă o povață. Pentru că cei tineri vor găsi în această carte istorie. Istoria poporului român, istoria neamului românesc, întinsă pe 100 de ani. Pentru că, de exemplu, una dintre intervievate, e la urmă, o mare soprană română, mi-a acordat acest interviu când avea 94 de ani, din păcate s-a prăpădit aproape de împlinirea centenarului. Avem, deci, numeroase fapte din diverse domenii de viață din ultimii 100 de ani. Nu e o misiune foarte ușoară. Cred că uneori rămâneți și dumneavoastră surprinși de poveștile pe care le descoperiți de la acești oameni extraordinari. Pentru că ne apropiem de final, vreau să le reamintim telespectatorilor când pot urmări și emisiunea. Emisiunea este în fiecare săptămână, este săptămânală, sâmbăta la ora 21 pe TVR Iași și apoi joia următoare pe TVR 3, tot de la ora 21, mă refer la același episod, iar dacă tot vorbeai de surprize, de viața fabuloasă, iată, aveți în carte un interviu, dragi prieteni telespectatori, cu marele compozitor și dirijor Sabin Păuța, trăitor o perioadă la Iași și care s-a desăvârșit în Statele Unite ale Americii și care recent a scris și el o carte de glume, o carte de bancuri. Deci un mare compozitor care, iată, are un spirit al umorului extraordinar. Avem nevoie și de asta ca să ne ducem viața de zi cu zi și noi mai avem o surpriză pentru telespectatorii noștri. Alături de noi este și domnul profesor Nicolae Busuioc, scriitor. Bună ziua, mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Vorbim despre cel de-al doilea volum, Ghici cine revine la cină. Dumneavoastră, în calitate de scriitor, cred că ne puteți spune care este viziunea aceasta specială atunci când citiți o carte de asemenea învergură. Sigur că am plăcerea să asist la o nouă lansare de carte din partea editurii Junime, o editură binecunoscută, dragă nouă ieșenilor în primul rând, nu numai pentru faptul că ne trimite cu numele la societatea Junime de altă dată, care a jucat un rol extraordinar, nu numai în cultura Iașului, ci și în cultura românească. O editură care poate trebuie de amintit, recent a împlinit 50 de ani de existență și care își face un fel de datorie de onoare în a scoate cărți de valoare, fie ale scriitorilor consacrați, fie ale debutanților și mai ales a unor scriitori care vin și din alte zone, precum ar fi Basarabia, Bucovina de Nord și așa mai departe. Sigur, a vorbit despre o carte și în special despre o carte de dialoguri, înseamnă să ne duce cu gândul și la ceea ce a însemnat dialogul altădată, adică este vorba de un dialog primordial, am spune, este acela de tip socratic, în care toată lumea știe că se urmărea îndeosebi cunoașterea de sine și aflarea adevărului. Ei bine, până la acest tip de dialog, până la dialogul modern, pe care îl numim așa, au apărut tot felul de faze de dezvoltare a acestei forme,
o formă de viață exprimată prin această formulă a dialogului, de fapt o specie a literaturii, o specie publicistică și care implică o abilitate și un discernământ în același timp între intervievat și intervievator. Cartea domnului Vasile Arhire, în primul rând, este o carte extraordinar de frumoasă, nu numai prin conținut, ci și prin grafică. Asta se datorează, evident, și editurii Junimea, și care cuprinde, așa cum s-a și spus, un număr de personalități, oameni ale căror fapte, operă, trebuie cunoscute și luate eventual și ca exemplu de ceilalți. Spunea domnul Arhire că este o carte pentru toate vârstele. Sunt curioasă, pentru cei tineri, cât este de important să citească o astfel de carte în care oameni care au scris istorie la propriu își spun poveștile? Da, mai ales pentru tinerii de azi, pentru că, așa cum se spunea într-o scurtă prefață a volumului, domnul profesor Alexandru Călinescu, dialogul este și o formă de empatie și o formă de civilitate, pentru că, înainte de toate, dialogul este și arta de a ști să asculți. Să-l asculți pe celălalt, nu așa cum se întâmplă de obicei la televiziunile noastre, le știm care sunt, și în care toată lumea vorbește, nu mai înțelege nimeni, și așa mai departe. Ori dialogul presupune niște reguli, niște principii pe care le-a stabilit, e bine să ne amintim, și de cei doi mari autori din perioada interbelică, autori de carte de dialoguri, este vorba de Ion Biberi, medicul cunoscut, și Felix Aderca, cărți care au făcut vâlvă la perioada respectivă, a strânit un ecou fantastic și, bineînțeles, că rămân niște mărturii vii și nu numai atât, rămân niște documente pentru literatură în general. Vă mulțumim tare mult, e o concluzie frumoasă, rămânem cu această idee în minte și rămânem în continuare aici la Muzeul Unirii pentru a descoperi noi povești din spatele celui de-al doilea volum, Ghici cine revine la cine. Laura, înapoi la tine! Mulțumesc tare mult, Steliana. Rămânem într-adevăr cu ideea asta interesantă că dintr-un dialog ajungem să ne cunoaștem mai bine și noi înșine, răspunzând la niște întrebări, ajungem să aflăm lucruri interesante răspunzând și concentrându-ne pe răspuns. Cred că asta se întâmplă și în cabinetul tău, acolo unde te întâlnești cu oamenii care au nevoie de consiliere, da? Dincolo de magazinul în care le aduci tot ce e bun pentru hrană sănătoasă, pentru tratamente, pentru tot felul de sfaturi medicale, să le spunem, și în cabinetul tău ajungi să apelezi la dialog pentru a afla, nu? Da. Tot ceea ce trebuie despre omul respectiv. Locația magazinului fizic îmi permite să, așa cum spuneai, să descoper la suprafață o situație și să pot oferi o soluție naturală la situația respectivă. Dar cine își dorește să ajungă la esența problemei, pentru asta aș poate face o programare pentru o consultanță de specialitate, unde scot din rucsacul tuturor cunoștințelor ceea ce îi se potrivește persoanei respective. Pentru că am fost întrebată, ok, și ce faci tu la consultanța ta? Și zic, păi, nu știu, mă adaptez în funcție de fiecare persoană. Pentru că sunt persoane la care pot să lucrez doar cu gemoderivatele, sunt persoane la care lucrez doar din alimentație sau intervii cu aromoterapia, dar la toate persoanele scocioresc așa în sufletul fiecăruia. Deci dialogul până la urmă exact. Este foarte important. Spuneai un lucru interesant înainte de a intra noi în emisiune și cred că e și ok să încheiem în felul acesta întâlnirea noastră de astăzi, că la finalul unei vieți, da. Fie că ai avut o cifră de afacere importantă, fie nu, cum e de fapt? Principiul după care mă ghidez eu și după care îmi cresc copiii este orice ai face în viața asta, orice meserie și oricât ai încerca, fă-o cu bucurie. În momentul în care ceva nu-ți mai aduce bucurie, schimbă macazul. Mergi după curiozitate.
și probabil că la sfârșitul vieții, nu știu dacă mă voi gândi că am avut cifra de afaceri cu tare sau încasările zilnice cu tare, dar aș vrea să am zâmbetul pe buze de la bucuria pe care am văzut-o în ochii celor cu care am vorbit, indiferent că am vorbit 2 minute în magazin sau 2 ore la consultanță. Alina, eu îți mulțumesc tare mult pentru sfatul tău vindecător, pentru povestea ta care inspiră, de ce nu, și care ne poate face pe fiecare în parte să ne gândim, să căutăm adânc în noi înșine care e lucrul acela care ne stârnește curiozitate, unde am vrea să știm mai mult și de ce nu să transformăm asta în ceva care să fie și jobul nostru de zi cu zi. Îți mulțumesc tare mult pentru tot și sper să ne mai întâlnim, să ne mai povestești cum au mai crescut ideile tale și visele tale între oameni, între cei pe care îi ajuți zi de zi. Mulțumesc tare mult că ai venit. Și eu mulțumesc foarte mult. Prieteni, Regina în Obiectiv, la final ne-am bazat pe vise astăzi, dar am fost și destul de concret, aș spune. Ne-am dus în lumea oamenilor de afacere care au suflet. Vă salutăm de la Iași, ne revedem și data viitoare tot aici, la TVR Iași, de la ora 16. Numai bine, la revedere!